Vreau să vă arăt cu ce scociuri lipesc eu casele, pentru că la primele case pasive pe care le-am făcut a trebuit să stau pe șantier să scociuiesc tot ca să putem scoate coeficienții de tranșeitate și așa am putut scoate unul dintre cei mai buni coeficienți ai mei de 0,14 schimburi orare la N50 la casa de la Bragadiru, pentru că am scociuit totul. Recunosc că după șuruburi, scociurile sunt următoarea mea pasiune, așa că am prins pe băieții de la Rotoblast la standul de la conferința de case pasive, unde sunt expuse marea majoritate a scociurilor cu care eu lucrez. Sunt fanul numărul 1 al lui Flexiband. Este scociul ăsta alb cu negru, care ăsta lipește tot. Absolut tot. E un scoci care se poate lipi pe beton, pe metal, pe lemn, pe... Merci. A, uite că am aici o bucățică tăiată. Se poate lipi pe orice fel de material. E un scoci care are durată de viață de cel puțin 30 de ani. Are armături din fibră de sticlă dispuse și are un adeziv super tare. L-am lipit odată pe picior. Nu vrei să știi cum a fost să-l dezlipesc. Cam în 5 minute se lipește pe orice. Singurele constrângeri pe care le are este ca suprafața, dacă este poroasă, să fie prima oară amorsată și se dă cu un primer și să nu fie temperatura mai scăzută de minus 5 grade sau suprafața să fie udă, iar dacă temperatura este peste 40 de grade devine prea lipicios și te chinui cu el. Dar în principiu ăsta este scociul cu care poți lipi aproape orice pe construcție, într-o construcție, pentru că pe șantier nu există problemă de nerezolvat, există doar prea puțin scoci sau baros prea mic. Așa că scociul ăsta începe să facă probleme dacă ești la sub minus 5 grade pe șantier. De aceea băieții au făcut un frost band care funcționează până la minus 20 de grade. E un scoci care se lipește în perioade reci, deci face priză. Are aceleași condiții ca și ăsta, trebuie să pregătești suprafața dacă e poroasă. În rest, metal, lemn, OSB, sticlă, PVC, pe orice se lipește. Există apoi varianta de easy band, care este... la fel ca și Flexiband, doar un pic mai ieftină, pentru că e un pic mai subțire și se folosește atunci când folosești pe lungimi foarte mari. De exemplu, eu pe ăsta îl folosesc atunci când utilizez OSB-ul ca barieră de vapori și etanșez doar rostul de OSB-ului cu ăsta, pentru că se mișcă mult mai repede. Mai avem Speedy Band, care e aceeași ca și banda asta, doar că nu mai are această... hârtiuță care uneori te poate enerva pe șantier. Asta e o hârtiuță de protecție să nu se tot lipească materialul în rolă. În schimb, ăsta când l-ai desfăcut, efectiv, când îl desfaci din rolă, el este gata lipicios. Și atunci nu mai stai cu el, este super rapid, este și mai subțire și e armat altfel, e un pic mai slab mecanic ca celălalt. Și asta este la fel Black Band. E o bandă asemănătoare cu asta, doar că e un pic mai rigidă și un pic mai subțire și armată. Următorul cel mai des folosit scoci, care de obicei vine la pachet cu ăsta, este Seal Band-ul, care e pe suprafață de hârtie, hârtie cerată, deci nu e pe suport de PVC cum e ăsta, dar care mai are ceva specific și anume are o crestătură și o tăietură pe intradus acolo unde este folia, pentru că ăsta e foarte util de a fi lipit la colțuri și în zone în care ai racord de gen perete, planșeu sau o zonă la colț, și este recomandat pentru barele de vapor pe interior. Ăsta, în schimb, a nu se folosi pe exterior, pentru că ăsta nu este rezistent la ultraviolete. Ăsta, în schimb, are rezistență ridicată la ultraviolete. La fel și ăsta are rezistență ridicată la ultraviolete. Se folosește mai ales la foliile anticondens puse pe exterior, atunci când ai o fațadă ventilată și bate soarele prin acea fațadă. Mai avem aici plaster band-ul. Ăsta este pentru ferestre, pentru bariera de vapor la ferestre. Dacă nu vrei să folosești neapărat din ăsta, poți folosi din ăsta, dar ăsta este recomandat pentru ferestre, pentru că există și variante de la el care poate fi tencuit. Și ce are special ăsta? Crestătura pe foița din spate este decalată, pentru că tu când lipești pe fereastră, lipești așa. De exemplu, poți folosi ăsta dacă cumva tâmplăria ta a fost montată cu spumă poliuretanică și nu este etanșată. Tu mai poți salva respectiva fereastră de la mai face mucegai sau condens și poți să pui acest tip de scoci, pentru că ăsta s-ar lipi pe ramă.
se demontează între timp standurile, de-aia așa gălgie. Ăsta se lipește efectiv pe ramă și după ce l-ai lipit pe ramă, îl lipești pe suprafața tencuită. Așa că comandă-ți o rolă de genul ăsta dacă vrei să scapi de mucegaie din casă și dacă, în ipoteza în care tu ți-ai montat deja ferestrele. Mai avem o variantă de compriband. Am mai arătat și în alt video compribandul. Așa vine compribandul ca rolă. Asta e unul super, super, super mic. Și asta este out și scrie pe el. Ce e important e că scrie in și out. Adică se folosește la interior, este etanș la vapor, se folosește la exterior, este permeabil la vapor. Asta se folosește pentru a lipi foliile anticondens sau membranele care sunt puse la exterior și care trebuie să aibă difuzie deschisă. Pentru că dacă lipești cu un alt fel de scotch, adică permeabilitatea la vapor a scotchului, și dacă vrei să știi ce înseamnă permeabilitatea, intră la secțiunea cursuri și acolo am postat un material despre permeabilitatea la vapor. Permeabilitatea scotchului trebuie să fie la fel ca permeabilitatea materialului de bază, adică a membranei. Gândește-te că tu ai un tricou pe care ai un imprimeu și transpiri. Și ce se întâmplă în dreptul acelui imprimeu? Apare transpirația pronunțată. Nu? Apărând transpirația pronunțată, pe acolo pot fi diverse probleme. La fel se poate întâmpla și la o clădire dacă nu-i folosită banda care trebuie. Ha! Și vine acum veșnica problemă dacă să folosim sau să nu folosim spumă poliuretanică. Asta este genul de spumă poliuretanică pe care eu îl recomand. Este o spumă poliuretanică cu celule închise. Hermetic foam îi spune, care are și rol de fonoizolație, este și foarte elastic. Adică pe lângă faptul că celulele sunt închise, ea este și elastică și lucrează în timp. Dezavantajul într-adevăr este că e de vreo 5 ori mai scumpă, dar să fim serioși, câtă spumă folosești la o casă? Se pleacă de la conferință, că am tot tras video, să-mi auzi gămote în fundal, așa că aveți puțină răbdare pe partea asta. Mai am primit o întrebare despre cum etanșezi străpungele din casă. Asta este o membrană de etanșare a străpungelor. Chit că ai barieră de vapor sau folie anticondens, asta este un tip de țeavă prin care tu poți să faci trecerea, să văd dacă am... N-am acum. Asta se lipește pe perete. Uite, asta ar fi țeava. Bine, asta e prea mică. Se lipește pe perete și în momentul în care țeava intră, țeava este strugușată, nu? Și este mult mai ușor de etanșat pentru că, de obicei, asta este cu 1 sau 2 mm mai mică decât țeava. Și atunci am rezolvat etanșarea între țeavă și manșon și manșonul se lipește cu scotch, care scotch este la fel compatibil cu toate straturile suport. Asta este adeziv pentru bariera de vapor. Dacă nu vrei să lipești cu scotch, poți să lipești cu adeziv. Eu personal prefer în continuare scotchul pentru că e un alt instrument de control. Și asta este un primer pe care dai suprafața ca să o cureți și să o amorsezi. Dacă vrei să lipești cu oricare dintre acele scotchuri, să se curețe și să se închidă porii la suprafață. Mai este o altă formă de scotch, este una și mai simplă, asemănătoare cu asta, la fel de folosit în mare parte la fereste, dar nu mai pot să mai dezlipesc monstra. Ce mai avem aici? Asta este nail bandul. Asta este banda anticui. Adică dacă cumva ai pe undeva perforații legate de cuie, mai ales când se pun șipcile de la căpriori, șipcile de distanțieri de la acoperiș și bați cuiul și străpungi folia, poți să bagi un astfel de burețel care în momentul în care intră cuiul sau șurubul, burețelul expandează în dreptul lui și îi închide închide înțepătura respectivă. E o chestie care nu costă un capăt de țară și care, până la urmă, două role din astea îți ajung pe șantier pentru că le tai, le porționezi și le lipești efectiv. Asta, practic, eu le folosesc lipite invers pe șipcă și acolo le las un pic mai late. Unde sunt mai late, văd pe unde să bag șurubul. Și o chestie în care, în 5 minute, am rezolvat o problemă de o viață și anume etanșarea. Asta este compriband pentru ferestre, ceea ce am mai arătat și am mai discutat, sau mă rog, frame band, îi mai zic băieții. Iar asta este membrana pe care eu o folosesc la partea de jos a casei, atunci când punem casa pe beton, pe fundație. Asta este alternativa cea mai bună la cartonul asfaltat, pentru că este o membrană foarte elastică, lucrează bine în timp și mai are încă doi bureței de tip compriband, bureței care etanșează la aer contactul dintre beton și lemn. Mai are aici o mică bandă autoadezivă care te ajută să lipești materialul pe CLT sau pe peretele din lemn după ce l-ai montat. Am stricat rola băieților. Punem înapoi. Așa. I
vreau să vă arăt cum se folosesc o parte din poli. Am, de exemplu, o străpungere clasică de horn, de element de ventilație, de pat de cablu care este din casă printr-o țeavă și vreau să etanșez ceea ce a însemnat planul acoperișului, fie că este plan înclinat, fie că este plan vertical sau orizontal, să fac o astfel de etanșare. Și de aceea există acest butyl band sau bandă butilică care vedem că e tăiată pe din două, are aceeași pretăietură și materialul este super elastic. Iuhu! Adică tragi de el și se face ca o plastelină și dacă îi dai drumul ușor, ușor își revine. Așa că o să-mi iau frumos o bucățică, o petrec un pic. Asta e foarte important, să lași un pic materialul petrecut. Mi-o tai. Mi-am marcat tăietura. Și acum, ce o să facem? O să îndoim, îmi pregătesc lipitura și vreau să etanșez acest plan drept cu acest plan circular, nu? Și aici planul circular e mai dificil de etanșat. Ei, ce o să facem? Hai un pic să luăm mai în detaliu. O să-i desfac primul scotch, da? Văd suprafața adezivă. La fel, suprafața trebuie să fie curată, desprăfuită, uscată și eventual, dacă e cazul, depinde de suprafață, de exemplu, dacă de beton, să fie amorsată. Și o să iau asta și o să lipesc de jur împrejur. Nu? Ca să pot să lipesc mai bine, eu ce fac? Eu prima oară mi-l dezlipit un pic, nu? Și acum scot, mi-l mulez. Și acum vin și scot scociu. Asta pentru a putea scoate bulele de aer, pentru a putea de jur împrejur etanșa. Și am lipit. Deci am făcut prima lipitură circulară. Acum vin, desfac bucățica asta și lipesc jos. Pentru că materialul fiind elastic și fiind deja lipit aici, e mult mai ușor. E ca un fel de plastelină, așa, foarte, foarte elastică. Grijă la bulele astea, care astea sunt destul de greu de controlat și ușor și cu răbdare de jur împrejur. El ajunge să fie efectiv ca o smoală. E ca smoală de pe vremuri, dar de mult mai bună calitate și cu o garanție mult mai bună în timp. Și la sfârșit vin și trag de material și îl închid. Și apoi, ca să etanșez mai bine, vin cu rola asta, care e destul de importantă, pentru că în momentul în care apeși, ea scoate bulele și face lipitura. Aici e ca și cum ai face o prăjiturică. Prăjituri în construcție. Și voilà. Mi-a luat mai puțin de 5 minute să fac o etanșare a unei străpungeri în care mi-ar fi putut intra apă de afară spre interior sau mi-ar fi putut veni vaporii dinspre interior spre exterior și mi-ar fi putut produce probleme de condens cu o bucățică de nici măcar 20 de centimetri, 30 de centimetri de material. Asta este unul dintre detalii. Sau celălalt detaliu este atunci când aș vrea să etanșez o zonă de tip colț. Să zic că asta ar fi un perete 1, perete 2 și asta ar fi placa de planșeu și mi-e întrebarea cum fac etanșarea barierei de vapor sau a zonei respective. Iau sealbandul. Sealbandul este pretăiat pe capăt. Mă joc foarte mult cu șervețele de obicei și tot râde sora mea de mine când fac colțuri din materiale. Adică da, fac colțuri din materiale și apoi mă joc cu ele, am așa un fel de tic nervos. Am făcut un colț de material, de data asta nu ca tic nervos. De ce? Pentru că l-am luat, l-am pliat, da? Deci l-am pliat o dată în două, l-am pliat o dată pe partea asta la altă și fac o chestie acum. I-am făcut o crestătură. De ce am făcut crestătura asta? Dacă cumva ați făcut origami,
e un mic secret. Am luat, am desfăcut folia de protecție, întorc materialul și ce am obținut? Un profil de colț prefabricat. Și acum îmi desfac lipiturile de jos și mă duc să lipesc fix colțul. Așa, și acum îmi localizez foliile. Opa, 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 opa. Fac prima lipitură de aici. După aceea fac a doua lipitură verticală și de-abia după aceea fac lipiturile orizontale. Și așa am etanșat un colț. La fel, o treabă de 2 minute. Într-adevăr, o casă, casa are multe colțuri. Am avut câțiva prieteni artiști cu care am lucrat, care nu mi-au dat niciodată niciun colț de 90 de grade. S-ar putea să fie mai dificil, dar am rezolvat iarăși o problemă de tansiunitate care mi-a luat 2 minute și totuși mi-a rezolvat o problemă de 30-50 de ani într-o construcție. Asta a fost zona de scociuri. Ce mai avem aici? Mai avem câteva profile fonoabsorbante care se folosesc la lemn. Ăsta este un profil din bandă de cauciuc. Și pe lângă faptul că e cauciuc în sine, care cauciucul rupe sunetul datorită materialului în sine, mai are și o profilatură. Care e secretul acestei profilaturi? De fapt, pentru că în spatele acestei profilaturi este un mic secret de fizică. Care este fizica din spate? Păi undele sonore sunt profile sinusoidale. Da, 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 sinus, cosinus, cu sorea mă tot cert încă. Ăsta mi-e peretele, ăsta mi-este deasupra, pun planșeu. Ia să văd un alt, uite aici, alt material didactic, planșeu. Și în momentul în care structura se încarcă, n-am atât forță să presez, se deformează cauciucul. Deformata asta cauciucului este o sinusoidă. Sunetul care scapă din lemn se lovește de un material care este deformat și are forma geometrică a respectivei lungimi de undă care scapă pe acolo. Și așa, practic, când ajunge acolo, se sparge. E efectiv anulat. E ca la, ca sunetul, ca la căștile cu noise cancelling, nu? În care, practic, zgomotul ambiental e preluat și un microfon îl ascultă, generează instant lungimea de undă complementară. La fel se întâmplă și cu asta. Doar că ăsta e un material care funcționează la structură. Ăsta îl puteți folosi mai ales peste grinzi. Și de aici este și mitul cum că o casă din lemn scârție. Păi da, scârție, pentru că trebuie folosite astfel de materiale care, iarăși, sunt câteva, nu știu, 10 de euro, 100 de euro. Mai avem apoi plută, care pluta poate fi pusă peste grinzi. Adică poți să pui și asta peste grindă, grinda de planșeu, dar asta este mult mai bine să pui între perete și grindă, între perete și planșeu, între perete și... sau chiar și la colțul pe vertical pe pereți. Aici, dacă ai planșeu, înainte de a pune OSB-ul, poți să pui astea pe grinzi. Și apoi, el fiind mult mai subțire și fiind material asemănător cu lemnul, pluta, în momentul în care faci fixarea cu șuruburi, șurubul ajută la conlucrarea spațială în continuare. Și apoi avem diverse materiale fonoizolante, de la rezistență mecanică mai mare la rezistență mecanică mai mică, pentru că dacă tu ai avea un bloc de 5 etaje, pe ăsta îl pui la parter și etajul 1, ăsta îl pui între etajul 1 și etajul 2, etajul 2, etajul 3, etajul 3, etajul 4 și așa mai departe, ca toată greutatea și tot blocul să se taseze în mod egal. Pentru că există mici zone de tasare, indiferent de materialele cu care lucrezi. Și asta a fost partea de fonoizolație. And I'm gonna take a trip around the world. I can love you. Yeah, I'm gonna love you. Și trecem acum la unboxing and review. Folii. Yummy. Ce avem aici? Avem ceaslovul foliilor folosite în construcții. Da, sunt entuziasmat, pentru că toate foliile care le folosim în construcții nu sunt pungi, de fapt, pentru că toate foliile care le folosim sunt membrane. Și noi avem mai multe tipuri de case și mai multe tipuri de... Jesus! Mai multe tipuri de case, da, după o zi întreagă de workshop-uri. Deci, și noi când ne îmbrăcăm, avem mai multe tipuri de haine
și toate acele haine au grosimi diferite, permeabilități la vapor diferite, funcții diferite. Așa, practic, și o casă, în momentul în care o îmbraci cu diverse materiale, ai diverse folii care o ajută să se mențină la temperatura și la umiditatea pe care tu ai de fapt nevoie în casă. Și avem într-o parte, avem practic aici expuse mai multe tipuri de folii. Avem pe de o parte barelele de vapori, care barelele de vapori au un coeficient μ, respectiv un coeficient SD foarte mare. Dacă vrei să vezi ce înseamnă acest coeficient, intră în secțiunea cursuri pentru că i-am explicat acolo. Iar foliile anticondens sunt folii care se pun la partea exterioară a casei sau a termoizației și sunt cu permeabilitate deschisă, adică cu SD-ul sau cu μ-ul foarte mic. Așadar, de reținut întotdeauna că bariera de vapor se pune pe fața interioară a termoizației, pe fața caldă a casei și coeficientul SD se calculează. Dacă vrei să știi cum se calculează acest coeficient SD, intră tot în secțiunea cursuri unde regăsești programelul de calcul Ubacus. Asta ca să te ajute să-ți alegi corect bariera de vapor, chiar dacă o cumperi din orice magazin și de la orice producător. Ea trebuie dimensionată corect ca și coeficient. Și vedem practic scris coeficientul, dacă așa, SD, unde ești. Uite aici, coeficientul SD pentru această barieră de vapor este de 40 de metri. Și putem să vedem mai departe gramajul. Foarte important, o barieră de vapor nu este mai performantă în funcție de gramaj. Adică permeabilitatea la vapor nu este condiționată de gramajul ei, ci rezistența mecanică este condiționată de gramajul ei, pentru că rezistența mecanică ține cont de modul în care este pusă în operă bariera de vapor. Șantier. Uite, văd aici o barieră de vapor cu coeficientul de 107, văd aici o barieră de vapor aluminizată cu coeficientul de 200. Atenție că barierele de vapor aluminizate nu sunt neapărat mult mai performante, ele sunt mult mai etanși, dar mai preiau și componenta de transfer termic prin radiație. Dar componenta este sub 10%, așa că cumva este un mit că dacă folosești o barieră de vapor aluminizată, tu poți să folosești mai puține termoizații. Nu are nicio treabă, pentru că ai pierderea prin conducție acolo, pe când asta este componenta radiativă a transferului termic. Mai văd acum în catalog, aici deja intrăm în zona de bariere intermediare, adică exact cele tipuri de membrane care sunt pot lucra și ca bariere de vapor și ca folie anticondens în funcție de diferența de temperatură și de umiditate. Văd o barieră de vapor cu eficientul SD de 26. Încă o chestie importantă, mi-arată rezistența mecanică la rupere, perforare și înțepare. Pentru că eu ca muncitor, când sunt pe șantier, nu ca meșter, merg pe acoperiș, calc pe barieră, folosesc culă și pot să o perforez. Și de aici, practic, putem alege mai multe tipuri de folii cu permeabilități diferite, cu roluri diferite, cu texturi diferite. Asta, de exemplu, este o folie folosită la fațadele ventilate. Se mai folosește la acoperiș, neapărat sub țiglă pui această folie care are rolul de a proteja termoizolația de eventuale infiltrații în cazul în care se sparge acoperișul. Și atunci folia respectivă de fapt asigură mai multe protecții. Are rol de hidroizolație secundară, adică de backup, să zic așa, și nu lasă eventuale insecte, praf sau alte particule să pătrundă în termoizolație care i-ar afecta proprietățile. Și practic eșantionul continuă. Dacă vrei să vorbesc mai multe despre folii, bariere de vapor și folii anticondens, lasă-mi un comentariu cu vreau bariere, vreau folii și o să vorbesc în amănunt despre ele, pentru că ar fi multe de vorbit. Ce e important e să știi că atunci când alegi folie, că contează coeficientul de permeabilitate la vapor, rezistența mecanică, numărul de straturi și de folii din care e făcută și îți recomand să fie făcută din cel puțin 3 straturi, adică stratul de lucru, stratul mecanic de rezistență și stratul de uzură. Nu e un capăt de țară costul tuturor foliilor într-o casă la ordinul a câteva sute de euro, nu știu, 500 de euro, maxim într-o casă standard, dar contează foarte mult în comportarea în timpul casei. Astea au fost câteva din materiale cu care eu personal lucrez, pentru că experiența mea cu Rotoblast a început de pe vremea în care eram în Prispa și materialele pe care ei le-au oferit au fost mini-ghiduri de proiectare. Dacă intri pe site-ul lor, vei găsi niște cataloge gratis în care sunt explicate atât materiale, dar mai ales principiile de fizică a construcțiilor din spate și niște cataloge din care tu poți învăța. Sunt cataloge care le văd și aici. De exemplu, un catalog de etanșitate la aer în care îți explică pas cu pas cum să-ți cociuiești casa corect.
Și vezi aici toate detaliile și asta îl găsești și în limba română tradus. Găsești un manual de membrane pentru construcțiile din lemn. La fel există și în limba română tradus și poți să și vezi cum să-ți configurezi corect stratificația pereților. Și membrane de fonă izolație și așa mai departe, categoria de membrane continuă. Noi am avut parte de școlarizare din partea lor pentru că în urmă cu 2 ani și în urmă cu 2 și 3 ani am fost la centrul lor de școlarizare, ceea ce fac ei o chestie foarte faină și practic de aia și vorbesc despre un astfel de produs comercial, pentru că ei oferă școlarizare și ei lucrează în parteneriat cu universități. Ei cofinanțează lucrări de doctorat și de cercetare, în care mare majoritate din produsele care sunt aici sunt dezvoltate în cadrul universităților și apoi sunt implementate în piață. Un lucru de care cred că am avea și noi nevoie în România, să facem astfel de produse dezvoltate pe plan local, dar în parteneriat cu universitățile. În mare, cam asta a fost tot despre scociuri și membrane. Dacă vrei mai multe despre membrane, pot să fac un curs separat și urmărește-mă în continuare pe șofete.ro, unde mai posta astfel de materiale tehnice. Și nu uita, dă mai departe ca această informație să fie aflată și de alții și să putem construi mai bine împreună. Jesus. Ce? Ce merge, bravo! Hai că mi-am mulțumit!